Colegii de la Scor Sibiu m-au rugat să vă transmit nu doar tinerilor, un mesaj din partea lor și din partea mea. Am să-l asum. Vă rog să lăsați pe Hristos să se nască. Încercați să vedeți dincolo de rafturi, dincolo de cozonaci, deși sunt dumneavoastră, dincolo de toate chefurile din perioada Crăciunului, vă rog să-l vedeți pe Hristos. E mic bebelușul, dar merită. Puteți să-l încărcați de toată dragostea voastră, pentru că va avea nevoie, tot bebelușul acesta va înfrunta moartea și îndrăznesc să spun chiar învierea pentru noi. Când vă întoarceți acasă, îmbrățișați-vă părinții. Felicitați-i că de fiecare dată au avut grijă de voi atât cât le-a îngăduit Dumnezeu să aibă. De aceea îmi doresc din toată inima întorși acasă să vă bucurați că sunteți copiii părinților voștri și că sunteți parte integrantă din lista de responsabilitate a bebelușului care se naște la Betlehem. Crăciun cu bine, cu pace, cu liniște și apoi un început de an universitar pe bază de sesiune cât mai rodnic. Hristos are nevoie de notele noastre bune ca să salvăm România. O România cu studenți buni e o Românie care are șanse.